Acești 34 de gardieni aliniați în fața ta în uniformă, tineri proveniți din medii diverse, sunt dispuși dincolo de îndatoririle lor specifice să se implice și într-o școală a vieții, a serviciului. Avem marele privilegiu de a-l servi pe Sfântul Părinte, succesorul Sfântului Petru. Servus Servorum Dei. Servus Servorum Dei. În acest episod special analizăm mai atent credința, virtutea și abilitățile necesare pentru a deveni un gardian pontifical elvețian. Lăsați-ne să vă conducem prin evenimentele care duc până la momentul în care aceștia jură să-și sacrifice viața dacă este necesar pentru a-l apăra pe papă. Programul evenimentelor pentru depunerea jurământului de către noi gardieni a început dimineața cu Sfânta Liturghie în Bazilica Sfântul Petru. Aceasta a fost celebrată de cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului, care a ținut predica în numele Sfântului Părinte, Papa Francisc. Slujirea voastră să fie desfășurată cu o credință autentică, cu simplitate de inimă și cu puritatea intențiilor. Să lucrăm în fiecare zi cu criterii și fidelitate ca să nu cădeți sub loviturile inamicului și să nu capitulați în fața sugestiilor lui false. Cei 34 noi recruți au împărtășit această experiență cu prietenii și familiile lor prezente. Nu vor rămâne fără un părinte spiritual, deoarece capelanul Gărzii Pontificale, părintele Columban Freklin, îi va însoția în această nouă etapă a vieții la Vatican. Cred că capelanul poate fi un punct de inspirație care ne încurajează ca tineri, care încurajează tinerii să rămână pe drumul cel bun, să pună întrebări, să meargă prin viață cu curiozitate. Și vreau să-i ajut atunci când apar întrebări sau sunt confruntați cu crize, să încerce să descopere ce se află în spatele tuturor acestor lucruri, ce se află în spatele a ceea ce dă sens vieții, fundația și scopul ei. A fi catolic practicant este o cerință pentru a intra în garda elvețiană. Locuind în comunitate timp de cel puțin 2 ani în inima Bisericii Catolice, le oferă oportunitatea de a-și întări credința. Privind dincolo de ceremonia de depunere a jurământului și viața lor de zi cu zi, îl urmărim pe un nou gardian elvețian, Gaetan, înainte de începutul turei sale în capela privată a Gărzii Elvețiene, Biserica Sfinților Martino și Sebastiano. Înainte de a mă alătura Gărzii Elvețiene, am fost mereu un catolic practicant. Așadar, în acest context nu s-a schimbat prea mult. Lucrul care s-a schimbat, cred, este consecvența și mai presus de toate, dat fiind faptul că avem programe ordonate și adesea foarte regulate, este puțin dificil să poți menține întotdeauna o rutină zilnică. Cred că fiecare catolic și chiar fiecare persoană care trebuie să meargă la muncă dimineața știe că uneori se întâmplă să avem aceste momente de vid unde nu știm cu adevărat ce să facem și există adesea oportunitatea de a intra într-un dialog, de a începe o discuție și de a te dedica complet lui Dumnezeu. Personal, acest lucru mă ajută deseori. pot să încerc să îi inspir prin rugăciune, serviciu, Sfânta Liturghie, etc., prin educație și altele asemenea. În acest fel, ei primesc idei pe care le pot apoi medita în timpul lungilor ture de noapte, întrebări pe care le pot urmări. În medie, aproximativ un om pe an care se întoarce în Elveția alege ulterior o cale spirituală, adică dorește să studieze teologia sau chiar să intre într-o mănăstire. Accelerarea acestui proces de discernământ vocațional după standardele moderne este datorată faptului că fiecare dintre acești tineri a depus deja un jurământ chiar până în punctul de a-și da viața pentru papă și Sfânta Biserică. Nu este doar o ceremonie în care jurăm public în fața oamenilor, ci este mai presus de toate un act personal pe care îl facem și în formula jurământului menționăm și pe Dumnezeu și pe Sfinții Patronei Gărzii, în sensul că este cu adevărat un act înaintea lui Dumnezeu, înainte de a fi un act în fața oamenilor. Pentru mine este un lucru foarte puternic. Cred că este o onoare, dar și o onoare foarte unică pe care o avem noi, ca elvețieni și ca și gardieni elvețieni. For me, it is. It's a very powerful thing. I think it's an honor, but also a very unique honor that we have as Swiss and as Swiss guards. După o scurtă pauză, ne vom întoarce la Palatul Apostolic, unde noi, gardieni pontificali elvețieni, primesc prima lor audiență privată cu Papa și vom arăta culisele pregătirilor necesare pentru a-l proteja pe Sfântul Părinte și Vaticanul. Între Sfânta Liturghie de dimineață și ceremonia de depunere a jurământului din seara a zilei de 6 mai, noi recruții au primit o audiență privată în Palatul Apostolic cu Papa Francisc. Această zi îmi oferă ocazia de a-mi exprima public recunoștința pentru prezența și serviciul Gărzii Elvețiene. Demonstrați un nivel ridicat de motivație și dorință de a servi și sunt foarte mulțumit de asta, dar și de relațiile bune dintre voi. And I'm also very pleased with that, and with the good relations among yourselves. Relațiile bune sunt calea cea mai sigură către creșterea și maturizarea noastră umană și creștină. Nu este doar o perioadă de muncă, ci un timp al vieții, al relațiilor, al comuniunii intense într-o companie diversă. Astăzi este foarte răspândit printre tineri să își petreacă timpul liber singur, cu computerul sau telefonul. De aceea le spun și tinerilor gardieni, mergeți împotriva curentului. Therefore, I also say to you young guards, go against the current. Garda Pontificală Elvețiană are o atmosferă foarte unică, pentru că avem bucuria de a fi între compatrioți în fiecare zi. Așadar, aș spune că, în primul rând, este un mediu foarte elvețian, nu-i așa? Când cineva intră într-o cazarmă, în special vizitatorii, când intră, îi salută pe cei care vin din Elveția și îi spun, dar, wow, suntem în Elveția? Aici nu este Vaticanul? Trebuie să spun că există o camaraderie puternică aici, deoarece, în primul rând, suntem o mare familie. Suntem o comunitate militară. Și prin urmare avem o disciplină foarte ridicată. Cerem fiecărui gardian să respecte regulamente. În luna premergătoare ceremoniei de depunere a jurământului, noi recruți trec printr-o serie de teste de antrenament de bază pentru a îndeplini regulamentele militare. Primul pe listă a fost testul sportiv. Unul dintre gardienii responsabili pentru examinarea stării fizice a noilor recruți este vice-caporalul Matthias Roth. Toți recruții fac acest test când se alătură gărzii. Trebuie să fie trecut și, dacă nu reușești inițial, îl repezi până treci. Este un test de condiție fizică de bază, unde trebuie să ai un anumit nivel de rezistență. Trebuie să fii agil, dar în același timp suficient de puternic pentru a trece testul. Fiecare gardian este responsabil pentru nivelul său sportiv. Noi verificăm acest lucru o dată pe an pentru trupe, de 2 ori pe an pentru echipe și pentru cei care merg în excursiile documentare. Avem o sală de fitness cu greutăți și o sală de sport interioară, unde desigur poți să te descarci după muncă. Dar depinde de fiecare să decidă ce vrea să facă. Poți de asemenea să mergi cu bicicleta sau să alergi pe gazon. Există opțiuni pentru a practica diverse sporturi aici, la Roma, inclusiv canotajul. Avem un grup de gardieni care joacă fotbal și sunt multe modalități diferite de a te menține în formă. Pentru unele dintre cerințele enumerate trebuie să fii elvețian, bărbat și să ai peste 174 de centimetri înălțime pentru a te alătura gărzii. Deși catolicii non-elvețieni sunt excluși din rândurile lor, toată lumea poate învăța din exercițiile de antrenament și din înțelepciunea și expertiza gărzii. Everyone can still learn from their training exercises and the guards' wisdom and expertise. 1, 2, 3. Very good. Cel mai important lucru este propria ta consecvență. Trebuie să te antrenezi zilnic sau măcar la fiecare 2 zile. Mă concentrez pe antrenamente mici și nu trebuie să vrei să mergi de la 0 la 100 imediat. Ar trebui să încerci să-ți construiești rutina treptat cu exerciții simple, executate corect în fiecare zi sau, după cum am spus, la cel puțin fiecare 2 zile. Cred și sunt convins, observând și progresul în mine, că aceasta este, în cele din urmă, cheia succesului sportiv. Locurile principale unde gardienii interacționează cu publicul sunt la posturile exterioare, unde protejează intrările, dar și întâmpină rezidenții din Vatican, răspund la întrebările pelerinilor și distribuie bilete pentru audiențele papale. În garda elvețiană, în mod normal, în primele 26 de luni, se face o muncă clasică, adică protecția Vaticanului, serviciul de santinelă, diverse servicii clasice pe care publicul nu le vede în mod normal. Apoi, după aceste 26 de luni, poți, în funcție de disponibilitatea gărzii elvețiene, să avansezi. Cineva poate deveni subofițer și astfel poate începe un curs de pregătire pentru a-l escorta pe papă. Înainte de a începe regimul de antrenament pentru a deveni gardian pontifical elvețian, potențialii recruți fac o vizită de veniți și vedeți la Vatican. Grupul acesta a fost condus de albardierul Nico Kaufmann, care a ghidat prin activitățile săptămânii. În această dimineață participa la audiență generală. Ei au avut ocazia să vadă cum Sfântul Părinte a intrat în piața Sfântul Petru, scopul gărzii fiind să le ofere o privire mai atentă asupra responsabilităților și îndatoririlor lor viitoare. 2 cuvinte pentru a rezuma datoria unui gardian pontifical elvețian. Acritere fideliter, loial și curajos. Suntem aici pentru a servi pe Papa Francisc, pe succesorii săi și trebuie să facem asta cu cea mai mare fidelitate. Pentru noi, gardienii elvețieni, protecția Sfântului Părinte este misiunea noastră principală, numărul 1. Prin urmare, atunci când papa este în mișcare, când îi vedeți pe cei în costume și cravate în jurul său, pe lângă jandarmerie, există și Garda Pontificală Elvețiană. Anticiparea pericolelor și neutralizarea amenințărilor sunt câteva dintre responsabilitățile cheie în protejarea Sfântului Părinte. De fiecare dată când Papa Francisc participă la evenimente publice și celebrează Sfintele Liturghii, fie că este în călătorii apostolice în străinătate sau acasă în Vatican, el își pune siguranța personală în pericol. Când călătorim în străinătate, mai ales în călătorii apostolice, mergem acolo pentru a oferi sprijin și protecție apropiată Sfântului Părinte. Pentru noi este un moment foarte special, dar este și un moment în care nivelul nostru de atenție este la cel mai înalt grad, deoarece suntem în afara casei, într-un mediu necunoscut. Dorința Papei Francisc de a călători în periferii poate crea multe momente autentice și frumoase, dar și provocatoare pentru o echipă de securitate. Situații neașteptate și intense pot apărea fără avertisment, iar momentele aproape catastrofale au făcut uneori titluri de primă pagină, atât cu Papa Francisc cât și cu alți pontifi recenți. With Pope Francis and also other recent pontiffs. Security was beefed up following the uproar in the Mideast caused by comments the Pope made about Islam last month. În 2007 și 2008 au fost atentate la viața Papei Benedict al XVI-lea, prima la o liturghie de Crăciun și a doua în timpul unei plimbări cu papamobilul. Această istorie merge și mai departe. În noiembrie 1970 a avut loc o tentativă de înjunghiere asupra papei Paul al VI-lea pe aeroportul din Manila, Filipine. Și în poate cel mai infam moment, pe 13 mai 1981, Papa Ioan Paul al II-lea a fost împușcat de 4 ori. Noi am jurat să ne dăm viața pentru Sfântul Părinte și să stăm în spatele acestui jurământ. Asta ne leagă cel mai mult, acest jurământ de a sta și de a putea jura nu doar în fața familiei la acest oficiu, în fața familiei biologice, ci și în fața familiei mele din gardă. Este un lucru serios. În perioada premergătoare ceremoniei de depunere a jurământului, noi recruți finalizează testul de securitate pentru a-și verifica pregătirea. În această parte a examenului exersează utilizarea taserelor pentru a neutraliza un atacator. Practicarea siguranței este, de asemenea, de cea mai mare importanță pentru a evita rănirea turiștilor și a pelerinilor nevinovați. Așadar, cel mai bun lucru pe care trebuie să îl fac atunci când vine vorba de utilizarea armelor este bunul simț la toate nivelurile. Deci, dacă nu am un antrenament, nu ar trebui să ating o armă, deoarece toate accidentele se întâmplă cu arme încărcate. Se întâmplă mereu din prostie, din neglijența oamenilor. In Fahrlässigkeit. Albardierul Gianluca Andreato este responsabil pentru întreținerea uniformelor, echipamentului de protecție și armelor pe care gardienii le poartă la datorie în timpul evenimentelor majore, cum ar fi ceremonia de depunere a jurământului, liturghia de Crăciun și liturghia de Paște. Aici avem niște armuri speciale, nu sunt neapărat protejate suplimentar sau mai groase, dar au un sfânt special pe partea din față. Îl avem pe Niklas von der Flü, cunoscut ca și fratele Claus în germană. El este sfântul nostru național și de asemenea unul dintre sfinții protectori ai gărzii elvețiene. Avem platou și avem o placă pentru spate, apoi un guler ce este în interior și plăci mai mari pentru brațe. Sunt toate legate împreună cu curele de piele. Le putem vedea aici. Aici avem locul unde intră pana. Pana merge în jur până aici. Aici avem emblema papei. În interior este piele și nimic altceva. Deci nu este deloc confortabil de purtat. Dar Isus a suferit pe cruce, noi suferim cu casca. Acestea erau toate armele. Gianluca continuă prin a ne arăta diversele puști, uniforme și săbii. Recunoaște însă că cea mai puternică dintre toate acestea nu se află în această cameră. Comandantul nostru ne-a spus un citat din Padre Pio. Cea mai puternică armă, mitraliera sa, este Rosencrantz, rozariul. Și așa este. Deci, cred că avem și aici o armă care poate avea consecințe letale. soll bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch letale Folgen haben. Ceremonia de depunere a jurământului a fost un moment de mare anticipare pentru comunitatea din jurul Vaticanului. Diverse personalități, cum ar fi episcop, cardinal, reprezentanți politici din Elveția și ambasadori din diverse țări acreditați la Sfântul Scaun, au fost văzuți prezenți la această ceremonie. În număr mare și atrăgând atenția în timpul ceremoniei de seară au fost și prietenii și familiile gardienilor. Părinții, frații și surorile sunt cele mai importante persoane de referință. Parents, brothers and sisters are the most important reference persons. Familia oferă acestor tineri gardieni suportul necesar prin rugăciune. Acest lucru este foarte important deoarece nu puțini dintre aceștia petrec pentru prima dată o perioadă extinsă în străinătate cu o sarcină plină de responsabilitate. Unii dintre tații și frații din mulțime sunt gardieni actuali sau foști gardieni. În cadrul unei întâlniri anterioare cu presa, unii gardieni și membrii ai familiei și-au împărtășit gândurile și emoțiile. Au trecut 32 de ani de când a intrat în gardă. Îți bate inima încă? Pentru mine, jurământul este una dintre cele mai importante zile din an, aproape mai importantă decât ziua mea de naștere, deoarece este legată de o amintire de prietenie. Dar trebuie să spun că este frumos să-l am aici, acum, pe fiul meu, mereu activ. Este o onoare, o mândrie. Nu există cuvinte. În timp ce pentru unii jurământul este deja familiar, pentru mulți alții este incredibil de nou, deoarece acești noi recruți sunt primii din familiile lor care servesc Sfântul Scaun. Sunt primul și este o mare onoare să fac această intrare în familie. Am avut ocazia să mă alătur armatei elvețiene și a altor armate, dar cred că venirea în această armată este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Familia mea a reacționat foarte pozitiv. Au fost foarte mândri că am luat o astfel de decizie și, desigur, am fost încântați că au putut fi aici astăzi. Și prietenii tăi bănuiesc că au aceeași vârstă. La început au crezut că glumesc când le-am spus că mă voi alătura Gărzii Elvețiene, dar apoi, când le-am explicat ce vreau să spun, au înțeles. Anul trecut, când fratele meu s-a alăturat, el este și el în gardă, a fost ca un impuls motivațional. Așa că mi-am spus, hai să mă înscriu și eu. Și apoi totul a început, întregul proces de înregistrare a început de acolo. Așa că este foarte plăcut să ai încă o bucățică de acasă aici. Serviciul în gardă durează cel puțin 2 ani. Ulterior, în timp ce destul de mulți își renoiesc serviciu pentru o perioadă extinsă, mulți folosesc această perioadă pentru a-și construi o fundație pentru viitorul lor. Alabardierul Luca Titus, care își încheie serviciul, și-a cerut recent logodnica Zoe în căsătorie. Am fost împreună la liturghie în capela noastră și apoi am mers în grădini și am cerut-o de soție în fața unei frumoase fântâni din grădină. Ne-am sunat în fiecare zi timp de 2 ani. Există excepții, dar aproape în fiecare zi. Și ea a putut veni destul de des să mă vadă, așa că a fost o binecuvântare. Ne vom căsători acasă în Elveția, lângă lacul Geneva. Am găsit o frumoasă biserică neogotică, lângă apă. Postul actual al lui Luca, înainte de a-și încheia serviciul, implică paza în fața camerei Papei Francisc. În viitor, el plănește să-și amintească întotdeauna acest lucru ca o mare onoare. Suntem de serviciu în fața camerei lui 24 de ore pe zi și uneori iese dimineața și îl salutăm. Și astfel sunt primele persoane pe care le ved. Suntem primele persoane pe care le vede dimineața. Și ceea ce m-a impresionat întotdeauna a fost bunătatea lui, atenția lui față de noi. Încă realizez că este foarte special să fiu aici și că trebuie să fiu recunoscător pentru asta. Aș dori să transmit mulțumiri sincere Sfântului Scaun, Sfântului Părinte, Papa Francisc, superiorilor noștri din Secretariatul de Stat. Încrederea lor mare și sprijinul lor binevoitor ne onorează și ne stimulează în îndeplinirea datoriei noastre. Dragi gardieni, vă mulțumesc din toată inima pentru această alegere și vă felicit pentru jurământul de astăzi.